Bine ne-am regăsit, dragii mei prieteni de ieri, de azi și din totdeauna. Astăzi e un început nou și pentru mine și emoționant, pentru că eu voi fi cea care pune întrebări și nu cea care primește. Așa cum s-a întâmplat până acum. Muzicando cu Conadina Sima, așa am intitulat întâlnirile noastre de la Centrul Cultural. Și mulțumim doamnei director Carmen Dumitrache pentru găzduire și pentru atmosfera aceasta caldă și plăcută din această seară. Și pentru că trăim într-o lume care nu mai știe încotro se îndreaptă și nu mai știe ce să-și dorească, deși a pierdut busola, am observat că numai copiii și tinerii știu ce își doresc. Și ce credeți? Își doresc un lucru simplu. Să fie fericiți. Așa că m-am hotărât să urmez busola viselor lor și să îi ajut să le împlinească. Pentru că sunt o visătoare prin excelență și știu că atunci când ai credință și îți dorești din tot sufletul să-ți realizezi un vis, tot universul complotează, te ajută și scoate lucruri nebănuite și așează lângă tine oameni care îți deschid uși și deschid inimi. Și este fascinant să poți să spui poveștile adevărate ale atâtor copii care au reușit prin cântul lor să ducă numele României și al orașului Pitești în cele mai îndepărtate locuri din această lume. Și lumea îi cunoaște. Și în această întâlnire a noastră aș vrea să îi cunoașteți, aș vrea să le cunoașteți poveștile celor care sunt deja cunoscuți și le-au spus în întreaga lume și ale celor care abia așteaptă să fie cunoscuți. Și în această seară aș vrea să încep cu două tinere de 15 ani pe care le-am crescut de când aveau 7, cred. 7 ani, cel mult 8 și uitați-le cum, cât sunt de mari. Și întotdeauna când preiau un copil, îl consider ca și cum ar fi copilul meu. Așa că ele îmi spun tot ce e bun și tot ce e rău, deci sunt cam a doua mamă. Și asta mă face foarte fericită, mă face să mă simt bine între toți copiii pe care i-am la Asociația Muzicando Conadina Sima, este locul meu preferat. Credeți-mă, de multe ori fug din lumea reală și mă duc între ei pentru că mă încarc de energie și învăț foarte, foarte multe lucruri. Am învățat, de exemplu, să fiu foarte liniștită. Mi-am dat seama că poveștile, de fapt, pe care le ascultăm și le spunem de mici, sunt adevărate, pentru că i-am învățat că bunătatea, modestia și munca sunt cele mai mari puteri pe care le putem accesa. Și este adevărat. O să vedeți ce au realizat acești copii prin bunătate, iubire, modestie și multă muncă. Și eu zic să începem cu Andrada Balaș și aș vrea să ne spună ea cum a început să cânte și care a fost primul concurs. Noi am adus și câteva poze pe care o să le vedeți de când era mică și o lăsăm pe ea să spună. Bună seara! Am început să cânt la vârsta de 7 ani cu Adina. Părinții mei m-au dus la multe rugăminți ale mele. I-am spus că mamei mele că vreau să cânt, vreau să mă duc undeva să cânt. Și atunci am întâlnit-o pe Adina și de când am întâlnit-o pe Adina, cam toată viața mea s-a schimbat. Pentru că am ajuns să realizez ceea ce nu-mi închipuiam niciodată și anume să pot, prin vocea mea și prin piesele pe care le interpretez, să transmit emoție și să ajung în cele mai îndepărtate colțuri ale lumii și să mi se spună felicitări, ai avut o interpretare foarte bună, iar asta este, wow, este ceva magic. Ați auzit ce a zis? Eu pot. Știți ce spun când le dau prima dată piese? Nu pot. Învață în primul rând să creadă în ei și să nu mai spună nu pot.
poți tot ceea ce îți dorești. Important este să îți dorești și să muncești pentru lucrul ăsta. Deci acum poate. Da, pot. Și piesele cele mai grele pe care mi le-a dat Adina am putut să le duc și pot. Și eu zic să începem deja. Putem să spunem că ai luat în 2017 primul premiu internațional la Moscova, în 2019 în Italia, premiul întâi, în 2018 în Malta, tot premiul întâi, în 2020 în Kosovo, premiul 2, în 2021 deja am crescut, în 2022 de fapt, în Serbia, trofeul grupei la 14-16 ani și anul trecut, în festivalul care se face la Pitești, Good Vibes, și unde am avut parteneri Primăria Pitești, Filarmonica Pitești și Centrul Cultural, unde au venit copii foarte, foarte buni. Credeți-mă că mulți se sperie în țară când vorbim despre Good Vibes, pentru că este un festival extraordinar de greu cu copii foarte buni și mulțumim foarte mult Primăriei și Filarmonicii și Centrului Cultural pentru că ne-au ajutat. Și unde ai cântat? Cu trupă, ai cântat live și ai luat locul întâi. Acum zic să arătăm un pic și să cântăm Maybe I, Maybe You. Maybe I, maybe you can make a change to the world. We're reaching out for a soul that's kind of lost in the dark. Maybe I, maybe you can find a key through the stars to catch the spirit of hope to save one hopeless heart. You look up to the sky questions in our mind. All you need is to hear the voice of your heart. In a world full of pain, someone's calling your name. Why don't we make it through? Maybe I, maybe you, maybe I, maybe times, but a world would be cold without dreamers like you. Maybe I, maybe you are just soldiers of love, born to carry the flame, bringing light through the dark. Ați văzut-o acolo cât era de mică în poze, da? De nerecunoscut, cât a crescut, de fapt. Bravo! Și acum, să trecem lângă
În partea mea dreaptă se află Antonia Rizea, care tot așa a început de mică-mică și la fel am mers în multe, multe festivaluri și naționale, să știți că sunt foarte importante festivalurile naționale din toată țara, chiar dacă e locul 3, locul 2, nu contează. Acolo îți faci exercițiul, acolo vezi dacă ajungi la inimile oamenilor, acolo experimentezi toate emoțiile alea care ați văzut că sunt extraordinar de mari la început. Nu o să scăpăm de ele niciodată, eu și acum am emoții când urc pe scenă, dar este normal. Dacă n-ai avea emoții, înseamnă că ai fi o piatră care cântă ceva. Și important la artă este să transmiți emoție. Deci e foarte bine că aveți emoții. Toate festivalurile și toate ieșirile noastre pe scenă ne ajută să ne împrietenim cu emoțiile noastre și să le transmitem celor care ne ascultă. Ei, și am fost cu Antonia, la fel și ea a fost la Moscova și a luat premiul întâi. La Moscova sunt două secțiuni, secțiune în limba maternă, deci a cântat în limba română și acolo a luat locul întâi și dacă mi-amintesc bine ai cântat Mocirița, ceea ce vei cânta și în această seară, deci a fost foarte bine primită această melodie. În 2017 ai luat locul 2 la Pop Internațional, apoi au început 2018 locul 1, apoi am fost în Italia și am cântat jazz, unde ai luat locul 1 și acolo trebuie să vă povestesc că eram foarte foarte agitată, de ce nu cântă? I-au pus la un moment dat un negativ și ea stătea pe scenă cu toată lumea în față și aștepta. Eram în gala de premiere. Eram în gala de premiere și ea trebuia să cânte, luase locul întâi și ea nu zicea nimic. Și spun, dă drumul la negativ, dar ce faci? Și a dat drumul la negativ și am auzit un singur cuvânt. Think! Și am zis, este clar, nu este cântecul ei. Și așa a rămas numele de Think. Mi-am dat seama că nu este negativul ei, m-am dus la sunet, am schimbat și a putut să cânte. Și acum, în această seară, vom asculta Mocirița. Hai! Mocirița cu trifoi, Mocirița cu trifoi, mor pe țâna, Maica.
Acum am să vă spun despre ele că sunt și eleve la liceul, la Colegiul Național Lice Brătianu, deci învață foarte bine. Eu zic că au cu ce să se mândrească și eu zic că le las și pe mâini bune acolo. Da, cu siguranță. Și eu sunt foarte mândră de ele și știți foarte bine că atunci când cântați, mereu le spun, nu există să cânți bine și să nu vezi bine, nu există. Pentru că trebuie să faci niște conexiuni când cânți, dacă vrei să cânți bine, și atunci trebuie să ai mintea exersată, deci trebuie să înveți foarte bine, asta este clar. Chiar așa e, pentru că eu când am venit prima oară la tine, l-ai întrebat pe tata dacă învăț bine. Și tata nu înțelegea, dar ce legătură are cântatul cu învățatul? Păi are. Și are foarte multe. Și chiar legături. Preselecția să intru la Adina a fost la modul, dacă e bună o țin, dacă nu, nu. Dacă e pune mâna și muncește, bine, dacă nu, asta este. Bun, hai să mai ascultăm pe Andrada cu primul cântec la care a zis că nu poate să-l cânte. Nu poate. Te rog, I don't wanna lose you. Și o să vedeți, da, și o să vedeți o poză în care este cu maestrul Horia Moculescu, care o felicita chiar pentru acest cântec la Festivalul Delfinul de Aur de la Mare. Da, de la Năvodari. De la Năvodari. Și o complimenta pentru această melodie și spunându-i că a fost cea mai bună voce din festival. Și câți ani avea? 10? Da, cam așa. Cam așa. Their job is responses. I've been played away the game. She doesn't waste time, 'cause all that she wants is really honest emotion. One can't help but show. And thought I hardly know your name. I know about the. And I know I don't wanna lose you. I don't even wanna say goodbye, oh no. I just wanna hold on to this true love, true love. Women who have made mistakes are celebrate. They don't like taking chances. She will play the waiting game. She's never impressed by those madly messes. I know I just made you. And maybe I should know better. But when you something inside that's alright. I don't wanna lose you. I don't even wanna say goodbye, oh no. I just wanna hold on to this true love. Every time I'm with you, I feel a true love, true love, true love. Tell me you're real, you're not pretending. Let's make a deal, 'cause my heart's debating on you. Just wanna hold on to this
să vedem reacție. Hai să ne relaxăm așa, să ne bucurăm de toată seara asta și de toată bucuria copiilor, toată bucuria lor cu care cântă. Hai să te ascultăm cu un pic de jazz, side to side, nu cu ting. I'm talking to you. See you standing over there with your body. Feeling like I wanna rock with your body. And we don't gotta think about nothing. I'm coming at you. Cause I know you got a bad reputation. Doesn't matter cause you give me temptation. And we don't gotta think about nothing. These friends, they keep talking way too much. I said I should give you up. Can't he to know? Cause I've been there all night. I've been there all day, baby. And boy, got me walking side to side. Be trying to hide it. Baby, what's it gonna hurt if they don't know? Making everybody think that we're solo. Just as long as you know you got me. Boy, I got you. Cause tonight I made a deal with the devil. And I know that's gonna get me in trouble. Just as long as you know you got me. These friends, they keep talking way too much. I said I should give you up. Can't he know? Cause I've been there all night. I've been there all day, baby. And boy, got me walking side. Flow, recycle, ride a bicycle, come through you. Give me the cyber glow. If you wanna manage, I got a tricycle. All this flow, this flow, sees my mini. Body smoking, so they call me young Nicki Chimini. Rapper sees the feeling, cause they feeling me, yeah. I got zero, and I got zero chilling. Friends, you keep talking way too much. I said I should give you up. Can't he to know? Cause I've been there all night. Bine, bine. Văd acolo o mișcare în spate. Cred că știe că este prima invitată din această seară, Casi. Casiana vine tocmai de la Curtea de Argeș. O să auziți o voce acum.
care vine așa din urmă și sigur o să câștige mari, mari premii. Abia aștept să o iau, să crească un pic, să o iau în festivalurile acelea internaționale grele. Ce zici, vii? Desigur. Desigur, nu? Până pune muzica, ia să ne gândim noi la cineva care este în pozele acelea și fără de care nu urcați niciodată pe scenă. Ia să zicem toți cine? Silvia! Silvia, fără de care nu... Care ne-a fost mereu alături și ne-a învățat să simțim cu adevărat. Și să transmiteți. Acum să ascultăm Dau viața mea pentru o iubire. Casiana Ciurea, Curtea de Argeș. Bravo, ia să auzim aplauze. Sigur iau premii mari cu ea, nu-i așa? Da. Da, sigur. Și acum trecem la următorul invitat. Avem și noi un băiat invitat aici. Ștefan, care ne va cânta Shape of My Heart. E foarte liniștit acum, dar este foarte simpatic. La toate orele mă face să râd. Deci nu vreți să știți cum ies de la orele cu el. As a meditation, and those he plays never suspect. He doesn't play for the money wins. You don't play for respect. He deals the cards to find the answer.
the sacred geometry of chance. The hidden law of a probable outcome. The numbers did a dance. I know that the spades are the swords of a soldier. I know that the clubs are weapons of war. I know that diamonds mean money for this art. But that's not the shape of my heart. He may play the jack of diamonds. He may lay the queen of spades. He may conceal a king in his hands while the memory of it fades. I know that the spades are the swords of a soldier. I know that the clubs are weapons of war. I know that diamonds mean money for this art. But that's not the shape of my heart. That's not the shape. The shape of my heart. If I told you that I loved you, you'd maybe think there's something wrong. I'm not a man of too many faces. The mask I wear is one. For those who speak know nothing and find that to their cost. Like those who curse their luck in too many places. For those who fear are lost. I know that the spades are the swords of a soldier. I know that the clubs are weapons of war. I know that diamonds mean money for this art, but that's not the shape of my heart. That's not the shape of my heart. That's not the shape. The shape of my heart. Bine, domnul Ștefan, bravo! Vedeți, e o adevărată terapie, nu mă mai doare nimic. După vreo 3 zile de guturai, ce, nu mai am nimic. Deci vă invit, când aveți guturai, când veniți la noi, vă cântăm și vă trece tot. Nu? Și acum să ascultăm o melodie mai puternică, se numește I See Red și ne-o va cânta Ana Barbu. Hai, Anuță! Stoica, mereu ți-am zis Barbu, trebuie să te cheme Barbu, e clar. Vă schimbați numele. Cold, so cold.
Hide. Oh, you're so done. You better sleep with one eye open tonight. I see red, red, oh red. No, I got to your head, head, to your head. No, that's a good enough style, and I won't need no try. But you know that you're better off dead. Now I see it's red, red, oh red. Now all I see is red, red, red. Mulțumesc! Bravo! Bine, Anuța, Stoica. Dau un miel. Și acum, pentru că se apropie Ziua Națională a României, m-am gândit să cântăm și câteva cântece în română, nu? Și am zis să începem cu Constantine Constantine și o invit aici pe Riana, căreia o să-i trebuiască mult curaj, pentru că ieri când i-am spus, am văzut așa o bucurie mare pe chipul ei, așa bucurie de a cânta, cum am văzut la copilul acesta, rar mi-a fost dat să văd, dar am să vă rog să o ajutăm dacă vedem că se are emoții mari, pentru că este prima dată când este așa pe o scenă. Deci zic că e foarte important să începem să ieșim, da? Deci suntem cu toții cu ea, da? Constantine, Constantine! Constantine, Constantine, mami și
așa pe tine. Continuăm cu următoarea noastră invitată, care ne va cânta Inima nu fi de piatră, se numește Ioana Bălea și ați mai văzut-o. Este cea care a luat premiul întâi în Serbia anul acesta, dar cu o melodie în engleză. Astăzi o punem să cânte în română. Doar ta, doar de dragul tău, răul mi-e mai rău, râsul mi-e mai rar, amarul mai amar. Și tot suspinând ca omul, am să mă usuc ca pomul, ce-și dă frunzele pe două lacrime. Visele mele, tu le-ai ars ca pe surcele într-o zi. Inima-mi găsesc eu calea, chiar deschim dealul cu valea, îmi alumni suflet jalea orice-ar fi. Foarte frumos. N-aud aplauzele, n-aud, ați obosit? Nu! Și acum, chiar pentru 1 decembrie, cât trăim pe acest pământ cu Alexandra Coșerea, care vine tocmai de la Curtea de Argeș. Aplauze, aplauze pentru ea și mult curaj, da? Să fii așa sensibilă cum te știu eu.
sărbătoare și e pace pe pământ. Mai există ceva sfânt. Ceva sfânt, vom trăi pe acest pământ. Foarte frumos! Bravo, Alexandra! Foarte, foarte frumos! Și am văzut că ați cântat toți și eu am cântat că nu rezist la cântecul ăsta. Și acum, avem un moment cu totul și cu totul special. Pentru că știți voi cei de la Muzicando Conadina Sima că pe 18 decembrie avem un mare spectacol cu cover-uri Disney la Filarmonica Pitești, care este un concert caritabil și care urmează o poveste originală pe care eu am scris-o și care se numește Visul Maiei. Un spectacol pentru copii autiști. Un spectacol în care gazdă și zâna zânelor va fi Iuliana Marciuc. Un spectacol în care vor veni și vor cânta copii din Moldova, din Germania, din Franța, alături de noi și de bandul Muzicando. Am să invit în această seară, doar așa, ca o avantpremieră, pe Annelis Preda cu un moment din acest spectacol alături de Ioana Bâlea. Aș vrea să văd dacă recunoașteți personajul. Dacă nu-l recunoașteți, vi-l spun eu după aceea. Am vrut să vedeți că vor avea și parte de actorie. Au lucrat foarte mult cu regizorul Silvia Ionescu și, bineînțeles, piesele care sunt foarte grele. Spectacolul, zic eu, că va fi unul original și foarte reușit. Te rog, te rog, te rog. Gata! Uite care-i treaba. Îți voi face o licoare care te va face om pentru 3 zile. Ai înțeles? 3 zile. Acum ascultă-mă. E important. Până la apusul soarelui, în cea de-a 3-a zi, trebuie să-l faci pe prințișor să se îndrăostească de tine. Dacă te sărută înainte de apus, în cea de-a 3-a zi, rămâi om pentru totdeauna. Iar de nu, te transform din nou în sirenă și îmi vei aparține. Deci, n-am înțeles? Dar dacă voi fi om pentru totdeauna, nu voi mai vedea niciodată familia. Așa e. Dar vei fi cu alesul tău. Viața e plină de alegeri dificile, nu-i așa?
Și ar mai fi o chestie. Noi n-am discutat încă despre plată. Nu poți primi absolut nimic pe gratis. Dar eu n-am! Dar nu-și cer mult? Ceva simbolic, un fleac, nici măcar nu o să-i simți lipsa. Ceea ce vreau eu de la tine e vocea ta. Vocea mea? Te-ai prins, drăguțo! Gata cu cântatul, cu vorbitul, da, gura! Dar fără vocea mea cum să... Rămâi așa cum ești, cu fața ta drăguță. Și să nu uităm cât de important e limbajul corpului. Eu admit că am mai fost răutăcioasă, vrăjitoare, fără glumă îmi spuneau. Dar acum poți constata schimbarea e a mea. Că iubă pe drumul cum pornesc, nu? Da! O magie se întâmplă să cunosc eu. E un talent pe care îl dețin de mult. Ca apoi și să nu râzi, mereu am folosit. Pentru ce ceau în suflet urgisit, patetic. Suflete fără noroc, e trist, chiar e. Asta vrea să fie slavă, celălalt o fată vrea să-i ajut eu, evident. Doar suflete fără noroc, e greu, cunosc. La cazanul să-i ajut eu? Evident! Parcă odată s-a întâmplat, dar a întârziat și-a trebuit să-i zgândări pe cărbun încinci. Plângeri sunt ca peste tot, dar peste toate o sfântă sunt pentru suflete fără noroc. Bărbații nu vor doar pălăvrăgeală, o fată ce bârfește nu-și doresc. Pe pământ e preferabil un cuvânt să nu rostești și gânguritul până la urmă pentru ce? Haide! Nu conversația impresionează, de fapt îi se feresc cât pot de ea. Ei doar liniște-și doresc, pe tăcut o iubesc. Detași bărbatul câștigi ușor, așa că suflete fără noroc nu mai sta, alege acum. Eu sunt foarte ocupată, nu pot aștepta cât vrei. Prețul-i mic, e vocea ta. E suflet fără noroc, e greu, un dos. Dacă bodul vei să treci, taxa trebuie să o plătești. Inspiră imediat și semnează pe contract. Flățam, gețam, eu am prins-o acum. Șefa câștigat, un ghet suflet fără noroc. Ați recunoscut personajul? Ia să-mi spună copii, cine este personajul? Din ce desen animat? Mica Sirenă, bravo! Și ea este zâna cea bună, cred că. Nu? Dar cine e? Ursula, bravo! Foarte, foarte bine! Vă invităm pe toți la acest spectacol, unde suntem parteneri cu Filarmonica Pitești, cu Primăria și Consiliul Local Pitești, bineînțeles cu Centrul Cultural, Palatul Copiilor și Asociația Părinților Copiilor cu Autism din județul Argeș. Deci ne-am adunat toți și muncim, cred că din vară muncim la acest spectacol. Așa că vă așteptăm cu tot dragul să vedeți ce au muncit copiii aceștia. Și muzică, și actorie, și dans, și tot, și costume. Da? Mă bucur dacă v-a plăcut. Și acum să încheiem, zic, într-un fel această seară extraordinară. Și m-am gândit să încheie cu un cântec pe care sigur îl știți toți și vă rog să cântați la refren și care mi se pare înălțător, se numește Stand Up. Face turned to the sun, weight on my shoulder, a
I got eyes in the back of my head, just in case I have to run. Not do what I can while I can, while I can for my people, while the clouds rolling back and the stars fill the night. That's when I'm gonna stand up, take my people with me. Together we are going to a brand new hope. Far across the river, can I hear freedom calling, calling me to answer? Gonna keep on giving on. I can feel it. Early in the morning, before the sun begins to shine, we gonna start a movie to add a separate. Salvation, and I fight with the strength that I got until I die. So I'm gonna stand up, take my people with me. Together we are going to a brand new home. Far across the river, can I hear freedom calling, calling me to answer? Gonna keep on giving. Bravo, bravo, bravo copii! Vă mulțumesc pentru privilegiul de a fi în această seară cu voi aici. Mă simt extraordinar, mi-a trecut tot guturaiul, tot, sunt perfect sănătoasă.